Hai, noroc și bine v-am regăsit la un nou episod de Samp. Bă, mai filmăm și noi Samp pentru că trebuie să mai postăm din când în când și pe canalul ăsta. O să băgăm și niște live-uri, dar vă am de anunțat ceva pentru început, deci trebuie să vă anunț ceva și să vă întreb ceva, bineînțeles. Dar după o să vedem, am de gând să dau și niște admin, să promovez de la helper la funcția de admin, am vorbit cu VLD și mi-a lăsat acolo lista cu helperii ce trebuie promovați la funcția de admin, așa că o să-i dăm drumul la treabă. Dacă mai vreți episoade de acest gen, când mai promovez, nu știu, nu doar de la helper la admin și de la admin 1, 2, 3, când le dau up, nu uitați să apăsați și voi butonul de like și de subscribe, dar hai să strângem și noi aici la acest episod minim 350 de like-uri, 400 ar fi genial, bă, băieți. Dar, da, mă, hai că vă ziceam că trebuie să vă întreb ceva și am să vă anunț ceva. Bă, băieți, nu știu dacă știți, dar de fapt nu știți, că nu aveți de unde să știți. Bă, eu duminică plec în vacanță în Zanzibar, la capătul pământului, practic, mă duc în vacanță în pula mea, în Tanzania, în pula mea, bă, undeva lângă Madagascar, în fine. Și cum este o insulă foarte exotică, îți dai seama că o să fac o grămadă de tâmpenii pe acolo și o să găsesc o grămadă de tâmpenii pe insula aia. Deci este una dintre cele mai exotice insule de pe pământ și bă, vreau să vă întreb, dacă vreți să fac și niște vloguri de acolo. Știți foarte bine că anul, de fapt acum 2 ani, s-au împlinit 2 ani, am făcut vloguri când am fost în Dubai, am făcut vreo 4 vloguri, dacă nu mă înșel. O să fiu plecat 11 zile, dacă vreți să vedeți vloguri de acolo, nu știu, spuneți-mi și mie în secțiunea de comentarii și o să bag și niște vloguri. Plec cu ai mei și cu încă un prieten și, bă, dacă l-am pe Ștefan, pe... Bine, îl zic Ștefan pentru că unii îl știu de pe LOL și am mai jucat cu el. O să iasă niște vloguri mega, mega faine, zic și eu. Acum rămâne de văzut ce o să găsesc pe acolo. Inițial am vrut să-mi cumpăr și un GoPro pentru că sunt foarte multe chestii acvatice, cunosc cu delfini și așa mai departe. În fine, asta rămâne de văzut. Voi să-mi ziceți dacă vreți să vedeți și niște vloguri pe canal, pentru că doar sam am postat în ultima vreme și îți dai seama că mai trebuie să postăm și altceva. Încă ceva, mă, băieți, am rugămintea, bineînțeles, dacă vreți să-mi dați și mie un follow pe Instagram, aveți primul link în descriere. O să postez, eu postez zilnic Insta Story, dacă vreți să vedeți ce fac în fiecare zi, da și mie acolo un follow, hai să ne strângem cât mai mult și pe Instagram. Îmi puteți să... Bine, îmi puteți scrie și pe Instagram dacă nu am niciun fel de problemă, dar nu mă luați cu salut sau întrebări de Samp, că nu vă răspund. Vă zic clar. La fel și pe Facebook. Bun. Așa că v-am anunțat, eu aștept acolo un comentariu să-mi ziceți dacă vreți să vedeți vloguri și hai să trecem la treabă. Vreau să promovez acum niște helperi la funcția de admin. Vă dați seama că oricum după ce le dau admin o să iau deoparte și o să le explic cum stă treaba cu funcția, ce au de făcut și așa mai departe. În fine, suntem în virtual, așa că hai să vedem câți dintre ei sunt online la ora asta. Bineînțeles, vorba se duce mai departe, dacă este cineva online și o să-i dau la funcția de admin, probabil vor intra și ceilalți, pentru că se vor gândi, bă, dacă a primit ăla, poate primesc și eu și vor intra și ei pe Samp. Sau poate sunt toți online. Hai să dăm un helpers. AFK. Uite, hai să începem. Spec 401. Thor este primul care o să primească. Ia uite-mă acolo. Bă, nu ziceți că... Este în 666, de-aia a primit admin, că este în 666, la tine în clan. Nu, v-am spus foarte bine că de helper se ocupă VLD. Eu din când în când îl întreb dacă sunt helper capabil să avanseze la funcția de admin. Mai mult n-am ce să vă zic. Bun, Thor, ce faci, băi, Thor? Hai să-i dăm și noi. Make admin.
rr.1 felicitări. Set helper rr 1 0 promovat ca admin. Ok. Da, se pare că e fericit băiatul. Bă, stai mă. Ah, direct fly. Ca majoritatea. Bă, nu știu, dar majoritatea, când după ce le dau admin direct fly, fly mode și așa mai departe. Deci, da. Clar. Da, mă, bă, Tor, felicitări. Am văzut că ai o activitate destul de bună și că ai avut o... Uite, ce v-am spus, mă, cu aia? Direct fly mode. A avut o activitate destul de bună ca helper. Chit că nu mă ocup de helper, eu mă mai uit din când în când ce activitate au băieții și Tor chiar se ocupa destul de mult. Bun. Bă, ce îmi bate inima. A 3. Hai să-l tragem și pe băiat la mine. Hai să dăm un turn off. Da, mă, OG coduri. Hai că o să pun și de data asta OG coduri. Bine că mi-am amintit băiatul ăsta. Pe Discord aveți la fel în descriere Discordul meu. Am o cameră specială unde pun OG coduri. Acolo o să postez astăzi, după ce postez episodul, pe Discord 100 de OG coduri. Deci le puteți găsi la mine pe Discord. Sper să nu uit, dar nu o să uit. Bun, ID tihor get. Felicitări. O să-ți explic puțin mai târziu ce de făcut. Ok? Bate în inima ca la iepure. Te iubesc. Spawn 401. Ok. O să-i dau funcția și pe forum. Bă, dar stai mă puțin că trebuie să verific. Două secunde, băieți, că trebuie să verific încă ceva. Da, în fine. Bun. Hai să trecem la următorul sau ne mai plimbăm puțin? Hai să zic să trecem la următorul, să nu mai pierdem așa timp. Helpers. Spec 19. Radu șeriful. Este al doilea care va primi up de la helper la admin. Așa că make admin Radu șeriful 1 felicitări. Set helper Radu șeriful 0 promovat ca admin. Bravo, bă, Radule. Bravo. Stai să vedem, fly. Fly nimic. Așa, da, mă? Se plimbă mai ușor acum. Da, mă. Radu, felicitări și ție, mumane. Probabil că ai meritat dacă Vlădămea te-a pus acolo pe listă. Ce zboară! Am luat admin. Ok, Ecar 4100. Bă, hai să mai vorbim puțin și eu o să mai vedem cui mai dăm helper, adică admin. Legat de update-uri. Stai să dau asta mai ce că nu mai legat. Legat de update-urile ce vor urma, Massive este plecat deocamdată. Are și el, și-a luat și el vacanță, deci este în vacanță și când vine, probabil pe sâmbătă, duminică, nu mai știu exact când a spus că vine, cred că duminică, când plec eu, vine el. O să bage și noul sistem de poker și o să mai bage câteva update-uri, deocamdată nici nu mai știu exact ce mi-a spus. O să zic că bagă, sigur termină update-ul cu poker, pentru că știți foarte bine că am anunțat din timp treaba asta și vă anunț de pe acum că sistemul
Poate vă întrebați de ce a durat atâta. Pentru că sistemul este făcut de la zero. Deci Massive habar nu avea cum se joacă poker sau așa mai departe. VLD l-a ajutat, deci VLD l-a îndrumat și l-a făcut practic de la zero sistemul de poker. Hai să nu ne înțelegem greșit, să nu ziceți că bă, iară vin băieți cu sistem unic, că doar pe OG Times este, bă, nu, nu am spus asta, am spus că sistemul ăsta este, acesta este făcut de Massive de la zero. Sistemul de poker este, încă există pe multe servere de SAMP, nu am spus că noi l-am băgat primul sau că noi am venit cu ideea, deci să nu, asta eu zic asta ca să nu înțeleagă băieții altceva. Să mă înțeleg eu, să nu mai fie ceartă în comentarii și așa mai departe, și comentarii mai ales inutile, nu și-au rostul, practic. Bun, 531 online, cam puțin, bine, oricum deocamdată ne menținem pe acolo sus, cu serverul legat de playeri, bă, nașpa pentru voi, veniți în pula mea la fișcă, urcă și coboară toți pe scări cu mașina. Ce pula mea, mă? În fine, nu mă bag. Ok. Ia stai. Stai să-mi spui, trimit 3. Ce face mă ăla? Da, în fine, nu face nimic. Da, mă, bă, îmi pare rău de voi că începeți și școala, nu mai aveți mult și începeți școala. Cred că mai aveți o săptămână și ceva, sau pe cât, pe 15, pe 12, nici nu mai știu pe cât începe școala, nașpa. Bă, nu știu, chiar îmi pare rău, știu și eu cum era să termin vacanța și să vină septembrie, să... Ah, groaznic, frate. Acum, na, ce să zici? A, e, și eu încep examenele când trebuie să mă învoiesc, pentru că... helper. Stai că, uite, avem și helperi. VLD. Never free. Ia. Hai să mergem la never free. Spec never. ID never. Spec 249. Goto 249. Bravo. Mulțumesc, are probabil spam băiatul, ia. Spec, sunt 249. A, da, mă, stai că nu pot să dau spec pentru că este un membru al staff-ului mai nou. Bă, da, stai că nu mi se pare ok. O să fac, uite, altceva. O să fac... o să-i propun numai Masiv să facă, pentru că eu sunt admin 6 până la urmă, vreau să dau și eu spec SMS pe un helper, poate face băiatul afaceri ilegale și eu nu știu. Da, o să modifice, o să modifice probabil Masiv treaba asta. Uite, băiatul la Sniper Hack, de unde ai tu, mă, biscuite Sniper Hack, bulangiule. Helpers, bă, deocamdată nu mai avem de dat niciun helper pe filmare. Probabil off o să mai dau apuri. Bine, mă, băieți, bă, cam atât o să fie și cu acest episod. Nu uitați în secțiunea de comentarii să-mi spuneți și voi dacă vreți să facem vloguri din vacanță. Să-mi spuneți și voi acolo ce părere aveți și ne conformăm și băgăm și noi acolo niște vloguri. Deci o să îmi iau la revedere de la voi. Nu știu dacă am dat-o. Probabil o să mai fac încă un videoclip înainte să plec. Dar rămâne de văzut asta, mă, băieți, și dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați și voi acolo episodul, stai așa puțin că m-am încurcat, că vreau să văd dacă mai intră cineva, în fine. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like și de subscribe dacă v-a plăcut acest episod și o să mai filmăm, v-am spus. Bine, mă, băieți, eu am fost Olex, iar până data viitoare, numai bine, pa, pa!